Detașament drept pe lor repaus. Onorați invitați și stimați participanți, comemorăm cu onoruri militare astăzi, după 45 de ani de la trecerea în eternitate a unuia dintre mari eroi ai neamului, ai Armatei Române și ai Bisericii Ortodoxe Române, călugărița sublocotenent Marina Mina Hociotă, decorată de către regele Ferdinand pentru faptele sale, dăruirea și curajul de care a dat dovadă în primul război mondial în zona Mărășeștiului, cu Ordinul Național Steaua României și onorată cu conferirea gradului de sublocotenent în august 1917, moment din care a devenit a doua femeie ofițer onorifică a Armatei Române, după sublocotenenta Ecaterina Teodoroi. A fost un model pentru contemporanii săi, care a iubit până la sacrificiul suprem patria, neamul și biserica, rămânând peste timp ca mărturie pentru generațiile viitoare, ca toți eroii slujitori ai bisericii ce stau jertfă de atunci lângă Dumnezeu și se roagă pentru România. Noi n-am murit de tot. Luați aminte! Noi stăm și astăzi strajă îndelungată sus, sus, la ale veșniciei porți. Luați aminte! Noi nu suntem morți. Cum stăm noi jertfă lângă Dumnezeu, din noi se înalță flacăra cea vie, prin care în ceruri amintim mereu că este pe pământ o Românie. Urmează slujba religioasă de pomenire de către un sobor de preoți format din preot Blojul Cosmin, consilier eparhial, preot Vlășceanu Ovidiu, consilier eparhial, ambii ai Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, preot militar Oprescu Marius, preot militar al garnizoanei Câmpul Lung Mușcel, preot Stoica Cătălin, preot paroh în satul Nămăiești și preoții Stâncescu Cristinel și Libianu Răzvan, preot slujitori ai parohiei Valea Mare Prahăț. Detașament drept pentru oficiala serviciului religios descoperiți! Binecuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și vecilor. Aleluia, aleluia, Dumnezeu, pe care
credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Sufletelor fericiților într-o adormire, eroi ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, și într-o pomenire adormitei tale, Mina Monahia, care s-au jertit pe câmpurile de luptă, în lagere și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde dereții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește. Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpa și ai dărui viață numii tale. Însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru adormirea, într-o adormire a sufletului, monahia Mina. Odihnește-i în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, viața și odihna fericiților într-o adormire, eroi neamului românesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Doamne Dumnezeule, care ai înălțat fruncea credincioșilor tăi bunule și ne-ai întărit pe noi pe viața mărturie,
Și prin pătimirea de bunăvoie a unii a născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-ai arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-L din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroi. Sufletele acestora, ca un nor de martor, ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor, păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta, dezleagă și iartă și sufletul adormitei roabei Tale, Mina Monahia, și le iartă lor orice au greșit cu fapta, cu vorba, cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri în oastea sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții ca acești viteji ostași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă, celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției Tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, și a sufletului adormitei roabei Tale, Mina Monahia, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi și armata țării, dăruindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Din
adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților, întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului și Dreptului Lazar, celui a patra zi învia din morți și ale tuturor Sfinților, sufletul adormitei roabei tale, Mina Monahia, cu tot neamului cel adormit cea mutată de la noi, în corturile dreptilor să-l așeze. Amin. În sânurile lui Avram să-l odihnească. Amin. Cu dreptii să-l numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletul adormitei roabei tale, Mina Monahia, cu tot neamul ei ce din veac a dormit, și fă-i, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică ei pomenire! Ca ei din neam în neam și fă-i, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică ei pomenire. Și pomenirea ei din neam și în neam. Dumnezeu să odihnească. În continuare are cuvântul domnul Petru Gândilă, viceprimarul orașului Săliște, județul Sibiu, localitatea natală a eroinei, pentru a prezenta biografia acesteia de la naștere până în anul 1923, când aceasta s-a stabilit la mănăstirea Nămăiești. Bună ziua! E mai bine așa. Oh, că e în regulă. Bună ziua tuturor! Stimatele domnule suprefect, stimate domnule președinte al Consiliului Județean, preacuvioasă maică, domnilor comandanți, domnilor inspector șefi, preacucernici părinți, cuvioase maici, stimați invitați. Despre Sălișa Sibiului, izvoarele istorice ne relevă că datează din epoca dacică, fiind cunoscută mult timp sub numele de marele sat al românilor și recunoscut unanim ca veritabil centru al tuturor măginenilor. Nu a existat vreo acțiune patriotică importantă de-a lungul istoriei românilor din Ardeal, la care săliștenii să nu fi participat, iar în acest sens aș aminti doar faptul că Săliștea Sibiului a avut cea mai numeroasă delegație de participanți la Marea Unire. Îmi cer scuze. Istoria primului război mondial și a Marii Unirii, pe lângă date și evenimente, conține și nume ale unor personaje cu valoare de simbol, ce sunt vrednice să fie înscrise în cărțile de istorie. Iar un astfel de personaj istoric, simbol, este Maica Mina Hociută, o călugăriță ce și-a slujit țara și semenii cu un devotament desăvârșit, o eroină unicat a Ardealului și a Bisericii Ortodoxe. Marina Hociută s-a născut la data de 19 august 1896 în Săliștea Sibiului, în familia unor roieri, harnici, Nicolae și Ana Hociută. Aceasta a urmat școala primară în comuna natală, dar pentru că la 12 ani a rămas orfană de tată și nesuportând să fie obligată să învețe numai în limba maghiară, cu acordul mamei a întrerupt școala și a trecut munții Carpați în Moldova. Aici s-a călugărit, a primit numele de Maica Mina Hociută, Mina, și a rămas 10 ani, timp în care și-a completat cele 7 clase primare și a absolvit un curs de calificare ca infirmieră organizat de Crucea Roșie. Când la data de 15 august 1916 România a intrat în război, Maica Mina a cerut ca să plece ca infirmieră pe front pentru ca să îngrijească răniții. Aceasta spunea mai târziu:
Vă puteți închipui ce bucurie am simțit când am putut să slujim și să ajutăm pe frații noștri care s-au angajat în luptă pentru a ne elibera de sub jugul străin unguresc. În baza ordinului de mobilizare numărul 671, emis de Ministerul de Război, ea se prezintă de urgență la Spitalul Comitetului Regional de Acțiune, organizat pe lângă Prefectura Tecuci. După ocuparea Olteniei de către trupele germane, Maica Mina a fost încadrată într-un spital de campanie și a îmbrăcat uniforma militară, purtând pe antebrațul stâng o banderolă cu semnul Crucii Roșii. Aceasta a ridicat din tranșee răniții și transporta la trenurile sanitare, însoțindu-i adeseori până la spitalele militare din Moldova. În vara anului 1917, pe timpul bătăliilor din triunghiul Mărășești și Oituz, Maica Mina Hociotă a fost numită comandant al unui tren sanitar pentru transportul răniților din zona luptelor. Într-unul din aceste transporturi a fost rănită grav la coapsa stângă, piciorul fiindu-i salvat cu greu de la amputare. Supraviețuind și epidemiei de tifos, pentru că și-a reluat activitatea de îngrijire a răniților la Spitalul Militar din Iași, după terminarea războiului, Sinodul Ortodox, ca semn de prețuire, a numit-o Maică Stareță la Mănăstirea Văratec. Pentru actele ei de curaj și bravură, în zona de conflict de la Mărășești, regele Ferdinand i-a conferit și ei, după Ecaterina Teodoroiu, gradul de sublocotenent. Maica Mina Hociotă a primit de două ori distincția Crucea Comemorativă și, ca o dovadă că se mândrea cu originile ei ardelenești, de fiecare dată când a fost decorată, își prindea la medalie o panglică tricoloră pe care scria Ardeal. Vă mulțumesc! Este rândul Maicii Starețe Agnes, stareța mănăstirii Nămăiești, pentru a prezenta în continuare biografia Maicii Mina, de la stabilirea ei în acest așezământ monahal, până când a trecut la cele veșnice. Voi continua cu ceea ce a început domnul viceprimar, adică cu perioada în care Maica Mina Hociotă a locuit la mănăstirea Nămăiești, perioada 1923-1977. Monahia Mina Hociotă, viețuitoare la mănăstirea Nămăiești-Mușcel, începând cu anul 1923, cursantă în mai multe specialități ale asistenței medicale, în Bucureștiul anilor 1930-1932, a fost coordonatoarea unui școli de asistență medicală în Clujul interbelic, la recomandarea și cererea expresă a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române Miron Cristea, între 1934 și 1935. Coordonează secția de formare a asistentelor medicale de la Spitalul din Câmpul Lung Mușcel între 1940 și 1945, ca urmare a celei de-a doua mobilizări pe front în anul 1940. Începutul celui de-al doilea război mondial nu o putea găsi pe Maica Mina decât în prima linie a frontului. La 45 de ani este mobilizată la Spitalul Militar de Zonă Interioară, numărul 292 din Câmpul Lung Mușcel, unde din nou și-a făcut pe deplin datoria și de această dată, alinând suferințele răniților și contribuind la salvarea vieților multora dintre aceștia. Era deja cunoscută pentru priceperea sa, astfel încât i se dau drepturi de hrană și cazare de tip ofițeresc. După finalizarea războiului, își va relua viața monahală la mănăstirea Nămăiești, unde a îmbătrânit modest într-o chilie plină de amintiri, acte, decorații, insigne și brevete, care îi dădeau mulțumirea unui destin împlinit, a unui destin pus în slujba iubirii de neam. Conștientă de lipsa și carențele asistenței medicale în zona Mușcel, a acceptat propunerea de a conduce dispensarul comunal din comuna Vale Mare Pravăț, unde a suplinit mult timp lipsa unui medic. Curajul, dăruirea și actele sale caritabile nu au fost uitate, astfel încât pe 13 august 1968 a fost din nou decorată în cadrul unei ample festivități naționale la Mărășești, primind medalia Virtutea Osășească clasa 1, atunci când a fost comemorat semicentenarul Unirii din anul 1918. La 9 iulie 1977, după o viață zbuciumată, dedicată atât semenilor cât și slujirii bisericii, sufletul nobil al sălișteniei erou s-a înălțat la ceruri, ocupându-și locul alături de bravii români ce și-au dat viață pentru țară.
Viața jertfitoare a Maicii Mina Hociotă este exemplificată cel mai bine de cuvintele mitropolitului Ardealului Antonie Plămădeală. E un exemplu bun de devotament monahal pentru cauza patriei. Este un model grăitor pentru modul cum și-a înțeles monahismul românesc misiunea lui spirituală, nu pentru izolare și individualizare, ci pentru slujirea aproapelui și a țării. În vremuri de liniște s-au bucurat de tihnă și și-au împărțit devotamentul între rugăciune și muncă. În vremuri de restriște s-au regăsit dintr-o dată la oaltă cu ceilalți cetățeni, gata să facă totul pentru libertate, pentru demnitate, pentru independență. Vă mulțumesc! Date fiind personalitatea deosebită și meritele celei ce a fost călugăriță, asistentă medicală și ofițer onorific al Armatei Române, Marina Mina Hociotă, Asociația Cadrelor Militare Femei în Rezervă și Retragere, a avut inițiativa în 2021, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la nașterea sa, de a propune Consiliului Local al orașului Săliște, în care eroina s-a născut, acordarea cu acest prilej a titlului binemeritat de cetățean de onoare post-mortem. Invităm pe domnul Petru Gândilă, viceprimarul orașului Săliște, să înmâneze acest titlu Maicii Agnes, tareța mănăstirii Nămăiești, pentru a fi păstrat la loc de cinste în muzeul acestui iubit lăcaș de cult, ale căruia lei poartă și vor purta amprenta pașilor Maicii Mina. Rugăm deci și pe Maica stareță să primească acest titlu care să contribuie la redarea pentru eroină a locului bine meritat în istoria națională a armatei și a bisericii. Are cuvântul în continuare preotul consilier Vlășceanu Ovidiu, care va prezenta mesajul comemorativ al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului. Vă rog. Doamnelor și domnilor, distinse autorități centrale și locale, dragi ostași, preacuvioase maici, preacucernici, părinți slujitori, mesajul înalt preasfințitului Arhiepiscop Alinic al Argeșului și Mușcelului se intitulează Călugărița eroină. Maica Mina Hociotă a fost un soldat al lui Hristos, dar și unul dedicat unității și independenței țării noastre. Originară din Ardeal, a intrat în monahism în mănăstirea Văratei. În timpul celor două războaie mondiale a îngrijit rănile și a alinat suferințele eroilor de pe front. În luna mai 1916, Ministerul de Război pregătește mobilizarea generală. Printre cei înștiințați se găsește și Maica Mina, care s-a înscris ca voluntar. Ordinul primit de culoare roșie îi aduce la cunoștință că a fost repartizată la Spitalul Comitetului Regional din Tecuci. Avea pe atunci 20 de ani, dar vârsta nu a împiedicat-o să meargă în primele rânduri și să-și riște propria viață pentru a salva de sub bombe și ploaia de gloanțe viața soldaților români răniți. În Tecuci, spitalul se afla în imediat apropierea frontului și de multe ori Maica Mina aducea în spate până la spital pe cei ce aveau nevoie urgentă de îngrijire medicală. Conștientiza foarte bine pericolul la care se expunea, dar nu avea liniște gândindu-se la cei ce se jerfeau pe câmpul de luptă pentru identitatea națională și pentru siguranța propriilor familii. Și-ar fi dat viața pentru oricare din ei și poate chiar acest spirit de sacrificiu o proteja de pericole. În momentul izbucnirii celui de-al doilea război mondial, Maica Mina Hociotă avea 45 de ani. Este mobilizată din nou și trimisă la spitalul din Câmpul Lung Mușcel, arătând același entuziasm ca și în tinerețe pentru cauza națională. Se simțea binecuvântată de Dumnezeu care a chemat-o la vârsta de 20 de ani la o slujire prin excelență bărbătească, armata. Deși a trăit mai mult pe front și prin spitale decât între zidurile mănăstirii, l-a cunoscut pe Dumnezeu
în suferința răniților pe care i-a îngrijit. Până la momentul trecerii ei la Domnul în 9 iulie 1977, a primit neîncetat cuvinte de mulțumire scrise pe cărți poștale și fotografii cu caligrafie simplă, dar din sufletele pline de recunoștință de la cei pe care i-a îngrijit în zilele cumplite ale războiului. Se cuvine să nu uităm cuvintele Maicii Mina ca un îndemn și pentru noi cei de astăzi. Noi, călugărițele și călugării, ne-am pus în nesiguranța vieții pentru țară și am slujit cu credință și am mers în război cu toată conștiința în ajutorul răniților pentru care am muncit cu un sentiment sfânt să le ajutăm suferința. Ne-am împlinit datoria nu ca niște oameni, ci ca niște ostași ai Domnului și ai țării noastre, făcând ascultarea până la capăt, la terminarea războiului. Maica Mina Hociotă a fost iubitoare ca o mamă, iar aceasta i-a dat curajul de a face bine. Faptele ei și ale altor românce în frunte cu Regina Maria vorbesc despre una dintre vocațiile naturale ale femeilor, îngrijirea jertfelnică a aproapelui. Veșnică să fie pomenirea din neam în neam cu arhierești binecuvântări Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului. Din partea Parlamentului României are cuvântul doamna deputat Simona Bucura Oprescu, președinta Comisiei pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului. Onorantă asistență, dragi prieteni, este un moment important pentru fiecare dintre noi, un moment cu valoare de simbol, fiindcă astăzi discutăm despre un reper, un reper pentru Biserica Ortodoxă Română, un reper pentru Armata Română și, nu în ultimul rând, un mare patriot român. Aș vrea să vă spun că, în mod simbolic, Maica Mina Hociotă, pe parcursul în călătoria vieții sale, a fost în Transilvania, s-a născut în Transilvania, a fost la școală în Transilvania, după care a mers la Mănăstirea Văratec, a fost în Moldova, după care a venit aici, la Nămăiești, într-un loc binecuvântat al Munteniei de sub munți, în Valahia. Cumva, Maica Mina Hociotă, exact în perioada în care fiecăruia dintre noi ne place să amintim despre jertfa și despre împlinirea jertfei prin România dolorosă, în călătoria sa are făcut conturul Marii Uniri. Este o româncă care s-a născut în Transilvania, a fost binecuvântată în Moldova și și-a încheiat misiunea duhovnicească și umană în țara românească. Să știți că recunosc eu însămi și mi-este rușine să spun asta, dar cred că adevărul este singurul care ne poate salva pe fiecare dintre noi, eu însămi n-am știut cine este Maica Mina Hociotă. Și vreau să-i mulțumesc foarte mult doamnei colonel Damian, fiindcă cumva a fost cel care a reușit să ne coaguleze instituții și oameni astăzi aici. Și unii dintre noi să aflăm pentru prima dată cine este Maica Mina Hociotă, dar în același timp să învățăm despre dânsa, să aflăm despre dânsa și poate să ducem mai departe generațiilor care urmează tot acest model de inspirație umană, tot acest model, acest reper pe care îl reprezintă Maica Mina Hociotă. Mi s-a părut că are ceva, și nu cred că spun cuvinte mari, din Regina Maria, prin grija pe care a avut-o pentru ostași, pentru cei care au luptat pe front, atât în primul cât și într-al doilea război mondial, dar și prin ceea ce a făcut după aceea pentru sistemul medical din România, dar și ceva din Ecaterina Teodoroiu, prin curajul pe care l-a avut. Am citit despre ea și am fost impresionată de faptul că plecarea în Moldova a fost modul său de a reacționa la faptul că din 1907 în școlile din Transilvania nu se mai învăța limba română. Am citit despre parcursul său și am fost impresionată că cu toate că a fost rănită în al doilea război mondial, cu toate că părea că îi va fi amputat integral piciorul,
S-a refăcut și cu o voință de fier a rămas ulterior să lucreze la Iași, trecând și printr-o epidemie de tifos alături de profesorul Gerota și să-și continue misiunea de a face bine și de a vindeca bolnavi. Dar partea care m-a impresionat cel mai tare este că a venit aici, în Mușcel, s-a atașat de oamenii și de locurile acestea și mai ales a încercat să le întoarcă din dragostea de Dumnezeu, din dragostea de țară și de dragostea de oameni prin îngrijire în fiecare zi, fiindcă a salvat și a îngrijit oameni atât la Câmpul Lung Mușcel cât și la Valea Mare Travăț. Ei bine, fiecare dintre noi ne-am născut în primul rând pentru a ne exprima umanitatea din noi. Și lucrul acesta putem să-l facem cel mai bine, având grijă unii de ceilalți. Îmi doresc să reușim să ne ridicăm la înălțimea înaintașilor noștri, prin ceea ce facem în fiecare zi, dar mai ales să reușim, prin ceea ce facem, să dăm României viitor. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine! Are cuvântul domnul Marius Nicolaescu, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș. Bună ziua, vă spun și eu, onorată asistență, este o onoare și o datorie pentru mine și pentru noi, cei care suntem prezenți aici, să ne omagiem eroii. Eroii care au căzut pentru înfăptuirea statului național unitar român și eroi care au făcut ca tradițiile noastre, ca limba noastră, ca istoria noastră să fie astăzi aici. Vreau să vă vorbesc despre câteva valori, valori naționale. Am văzut copiii, pare rău pentru ce s-a întâmplat puțin mai devreme, copiii în portul tradițional românesc. Avem în fața armata, avem în partea dreaptă biserica. Avem tot ceea ce trebuie ca acest stat să dăinuiască, iar atunci când toate aceste patru valori se împletesc, așa cum Măicuța a făcut-o foarte bine, nu poate decât să ne trezească sentimentul de dăinuire a poporului și a limbii române. Vă mulțumesc și Consiliul Județean vă mulțumește foarte mult pentru că astăzi am ajuns să ne omagiem un erou nu numai la sărbătorile naționale sau de ziua eroilor sau la sărbătorile tradiționale, ci fiecare erou ar trebui sărbătorit pentru care și-a dat viața, care și-a dat viața pentru ca noi să fim astăzi liberi, demni și uniți. Vă mulțumesc și vă respect! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămune ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Că ne rugăm pentru digna sufletului adormitei roabei lui Dumnezeu, Lina Monachia, cu tot neamului ce din veac a dormit, pentru ca să-i se ierte ei toată grișala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul ei unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor ei, de la Hristos, Împăratul Cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Da, Doamne, Doamne, miluiește! Tu ești învierea și viața și odihna sufletului adormite, roabei tale, Mina Monachia, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului Bunului de viață, Făcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletului adormitei roabe tale, Mina Monachia, vei veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică ei pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică.
veșnică pomenire, veșnică ei pomenire. Pomenirea ei să fie din neam în neam și fă-i, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică ei pomenire. Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să odihnească. Domnul Chisop și mă vei curăți, spăla, mă vei și mai părtos decât zăpada, mă voi albi. În continuare, se vor depune coroana de flori la mormântul sprocotănentei călugăriței Mina Hociota. Se depune o coroană de flori din partea prefecturii județului Argeș. Și structurile aici.